Ziua de azi e o zi de mare sărbătoare din multe puncte de vedere și ne-am bucurat și continuăm să ne bucurăm astăzi alături de cei 21 de candidați, alături de familiile lor, alături de cer. Cerul este în sărbătoare când cineva se hotărăște și în mod public declară că vrea să-L urmeze pe Hristos. Cerul se bucură. Noi ne bucurăm pentru că e o realizare, e o realizare pentru biserică, e o realizare pentru părinți, e o realizare pentru tineri. Întotdeauna le spun tinerilor că asta e cea mai înțeleaptă și cea mai bună și cea mai mare decizie a vieții lor. După decizia aceasta urmează și altele care vrem să fie înțelepte, vrem să fie bune, dar de asta depind toate celelalte care urmează. Cu privire la o carieră, la un job, cu privire la căsătorie, cu privire la un loc unde să locuiască, să-și desfășoare activitatea, toate celelalte sunt mai secundare, sunt după asta. M-am bucurat de cuvântul lui Dumnezeu care în dimineața aceasta prin fratele Marius Sentivianu a fost vestit pentru tineri și pentru noi, căutând să răspundă la întrebarea: ce urmează după botez? And now what? Că după botez nu e așa de important certificatul, care noi pentru motive obiective îl oferim înainte de botez, pentru că e greu să-l oferim după aceea. Dar practic, teoretic, e după botez. Certificat de botez, flori, poze, nu astea sunt importante după botez. Deși că uneori astea ne atrag privirea, ca și la o graduare, ca și la o celebrare. Exact ca și pentru mame, e ok, e nice, e nice ca să-i spui la mama Happy Mother's Day, e nice să-i dai un hug, e nice să spui o zi specială, but that's not nice enough. Ce urmează după? Ce urmează după botez? Ce face omul care s-a hotărât să slujească Domnului? Și răspunsul este așa de biblic, așa de simplu și așa de serios și a răsunat în ziua de azi. Și nu-i doar pentru ei, fraților, frați și surori și oamenii ai lui Dumnezeu care s-au obișnuit oricum, nu merge oricum, după botez urmează cel puțin patru lucruri care au fost menționate, patru aspecte ale vieții de credință fără de care credinciosul nu poate supraviețui. Așa de esențiale sunt. Aspectele astea nu sunt dacă vreau, dacă îmi place, sau eu nu-s chemat pentru asta, sau Dumnezeu n-a pus pe umerii mei chestia asta. Astea sunt obligatorii pentru orice credincios, orice om, orice tânăr care îl urmează pe Hristos trebuie să trăiască în aceste patru adevăruri. Trebuie să și le însușească. Altfel, nu-i viață de credință. Young people, if baptism is not followed by these, the baptism is not much. It doesn't do much for your life. It just gets you a certificate, flowers, and it gets you wet, and you need to change. But that's about it. Botezul trebuie să fie urmat de care prima? Învățătura apostolilor. Cuvânt, scriptură, stăruință asupra acestor lucruri. Ce ne preocupă? Ce ne frământă? I know that every day we're preoccupied and interested in a lot of things about this life. Știm că suntem preocupați și ne interesează și alergăm
pentru lucrurile acestui pământ. Și astea și-au locul lor. Dar dacă vrem ca omul duhovnicesc să trăiască, dacă vrem să trăiască, trebuie să ne hrănim din cuvânt, învățătura apostolilor, vestirea cuvântului, ascultarea Evangheliei, citirea cuvântului. Always, always, always ask yourself, what does the word of God say? When you deal about, when you talk about anything, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă are nevoie America de ceva, are nevoie să se întoarcă la cuvânt. Dacă au nevoie bisericile de ceva, au nevoie să se întoarcă la cuvânt. Dacă are nevoie creștinătatea de ceva, trebuie să se întoarcă la cuvânt. Și așa de... E așa de trist pe de-o parte că după cum crește cunoștința, așa crește și confuzia. Pentru că cu cât se cunoaște mai mult, cu atât se taie în 100 fiecare cuvânt din Biblie și se fură din autoritate. Oare nu înseamnă așa? Oare n-ar putea să fie și așa? Să iau cuvintele simple, frați și surori, chestia asta doare până în măduva oaselor. Că asta face lumea acum. Ia cuvântul din cauza cunoștințelor, din cauza cunoștinței. Pentru că sunt 1001 de traduceri, 1001 de comentarii, 1001 de teologi și ai acces la toate informațiile posibile. Ia-i o simplă frază și după ce studiezi, ce zice toată lumea, nu mai știi ce să crezi. Nu mai știi ce să crezi. Că fiecare îl împarte și îl desparte și îl încurcă și fiecare cuvânt poate să însemne orice, că asta vrea să facă diavolul. Să ia autoritatea cuvântului. Să fure din puterea care este aici în Evanghelie. Iubiți tineri, iubiți frați și surori. Lucrurile simple nu mai trebuie tălmăcite și răstălmăcite și întoarse și date peste cap. Ce-i simplu, e simplu și înțelege și un copil de clasa a doua. Yes, sunt anumite adevăruri care trebuie mai mult filozofate, trebuie mai mult studiate, trebuie mai mult dezbătute. Dar cele simple sunt clare, sunt lămurite. Să le studiem, să le citim, să ni le însușim, să le credem. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. So, when you are confused about something, take the scripture, read it, kneel down and pray. And God will give you the answer. You don't need to read what everybody says. Asta e problema noastră, că citești ce spune toată lumea și găsești opinii cu privire la orice. Pentru că oamenii strică cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii strică mai mult ca oricând cuvântul lui Dumnezeu la ora actuală. Și dacă nu ești atent, dacă nu-l citești așa cum e scris, dacă nu te rogi, dacă nu ești cu mintea și inima aproape de Dumnezeu, dacă tu ți-ai făcut un drum, dacă tu ți-ai făcut cu mintea ta carnală o cărare, o să găsești oameni care interpretează ca tine și poți să fii cel mai păcătos și cel mai ticălos și să ai impresia că mergi în rai. Asta e lumea în care trăim. De aceea cred că cuvântul ăsta e actual. Să stăruim în învățătura apostolilor. Citim Biblia, citim Evangheliile, citim epistolele, ne hrănim din ele. Cuvântul e simplu și clar. Omului Dumnezeu poate să trăiască sfânt și pentru Dumnezeu, studiind acest cuvânt. Ce facem? Studiem cuvântul. Ce facem? Venim la părtășie. Venim la părtășie. Venim la casa Domnului. Yes, it's okay online, but it's not okay online. E okay online dacă ești pe coasta de est. Domnul să binecuvinteze frații de pe coasta de est, care după ce merg acasă, servez lunchul și they turn on line, they turn on the computer și se conectează cu Happy Valley. Și sunt poate sute sau mii de oameni, depinde de situație, care se conectează cu noi, de pe coasta de est sau din America. Domnul să-i binecuvinteze. Dar dacă ești în Phoenix și nu ești bolnav,
Dacă ești învinit și nu ești bolnav și nu ești obligat de situația de business unde ești, vino la biserică. Vino la biserică. Nu cu cafeaua și unii și cu Starbucks. Ah, ăsta e alt subiect. Să aibă Domnul milă. Cu cafeaua, pe fotoliu, la screen, ha, e fain la părtășie. Nu-i părtășie. Nu-i părtășie. Aia dacă nu ai de ales, dacă nu ai de ales, am înțeles. Ești bătrân, nu mai poți să vii, ești obosit, ești cu business-ul, ești bolnav, am înțeles. Dar dacă nu, vino la biserică. Copilul lui Dumnezeu nu poate trăi fără părtășie. Ați observat ce greu a fost pentru sufletul nostru? Câteva luni de zile, 2 luni de zile aproximativ, n-am avut slujbe aici, ca și restul lumii. Alții de 1 an, de 2 ani de zile. Teribil, teribil. După alea 2 luni, împreună cu conducerea bisericii, am hotărât că no matter what happens, nu se mai închide biserica, nu mai suspendăm slujbele. Cine vrea să vină, vine, cine poate să vină, vine, cine nu poate să stea acasă, Domnul să aibă milă, dar biserica se deschide pentru cei care pot și vor să vină la părtășie. Credinciosul nu poate fără părtășie, să nu puteți fără părtășie. You have to come, you must come to church, you must come to the fellowship of the saints. You have to. There's not a choice. Oh, I will see if I can. No, we have to. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să pună foamea și dorința asta în noi. Nu se poate fără părtășie. Nu se poate fără cina Domnului. Nu vreau să insist, nu repet predica, dar nu-i niciun păcat, că vreau să întăresc ceea ce s-a spus. Nu se poate să fii copil al lui Dumnezeu fără cina Domnului. Nu poți să o iei aici, o iei în altă parte. Nu poți să vii la biserică, ți se duce acasă. Dar trebuie să fii împreună cu sfinții la frângerea pâinii. Și trebuie să fii împreună cu poporul lui Dumnezeu la rugăciune. Credinciosul nu poate fără să se roage. Nu poate fără să se roage. Trebuie să se roage. Se roagă acasă, dar se roagă și la biserică. Și se roagă și cu poporul. Și cei mai mulți, așa de necăjit că diavolul ăsta a reușit să mintă oamenii, a reușit să-i păcălească pe oameni și au scos rugăciunea din biserică pe motiv că oamenii se roagă acasă. N-am întâlnit încă un om care așa de mult se roagă acasă că nu mai vrea să se roage la biserică, fraților. Așa de mult se roagă acasă și spune, e prea mult, e destul acasă, nu mai venim la biserică la rugăciune. E invers, fraților. Nu ne rugăm suficient acasă, ăsta e adevărul. Nu ne rugăm suficient acasă. Și dacă nu ne rugăm suficient acasă și ne simțim vinovați și ne pare rău, măcar când se adună biserica la rugăciune, să fim la rugăciune. Doamne ajută! Credinciosul nu poate fără rugăciune. Vedeți, astea sunt 4 lucruri fără de care nu se poate, astea nu sunt opționale. În astea au stăruit biserica pentru că acolo e viață. Să vă ajute Domnul. Young people, be careful about these 4 things. They must be part of your life. Your spiritual life. There is no spiritual life. There is no real life in Christ without these 4. Of course it starts with faith, with believing and loving Jesus, I know. But how do we show that? We show that through these 4 things. Doamne, ajută! E pentru noi, fraților, numai pentru ei. E și pentru ei, dar e pentru noi. Că aici s-a plecat de la pocăință. Unii dintre noi ar trebui să ne pocăim acum. Azi ar trebui să ne pocăim. Că nu citim destul Biblia, ar trebui să ne pocăim. Ar trebui să ne pocăim că nu venim destul la rugăciune. Ar trebui să ne pocăim că poate lipsim prea mult de la cina Domnului. Ar trebui să ne pocăim că nu avem părtășie suficient și nu participăm la rugăciune suficient. Ar trebui să ne pocăim. Și zic, Doamne ajută, într-o zi de sărbătoare, știți că ar fi mai sărbătoarea, mai frumoasă sărbătoarea de azi, dacă ne mai și pocăim? E mult mai frumoasă. Și punem sărbătoare peste sărbătoare. Doamne, dă pocăință celor care se numesc pocăiți. Și Domnul să întoarcă pe cei care sunt pierduți. Ne rugăm și încredințăm în mâna Domnului tinerii care s-au pregătit să intre în apa botezului.